În orașul Walvis Bay, cei care au nevoie de ajutor nu cheamă ambulanța, ci o cheamă pe Gabriela. Gălățeanca s-a stabilit acum mai bine de 20 de ani în Namibia și și-a înființat serviciul ei de urgență. Inimoasă și puternică, femeia ajunge la cazuri în mai puțin de 5 minute și nu face diferența dintre bogați și săraci. Pe toți îi ajută cu aceeași dăruire. Timpul nostru de răspuns în oraș încercăm să-l facem sub 5 minute. Iar în afară, Dumnezeu cu noi, încercăm să ajungem safe la locul accidentului, care câteodată se întinde pe 200-200 ceva de kilometri. Care este lozinca noastră? E să conduceți atent, dar nu încet, ca să putem să ajungem, să putem să ajutăm și pe cei care au nevoie de noi. I s-a făcut dor de casă și zilele acestea Gabriela a venit la Galați. A vrut să vadă cum se lucrează aici, în medicina de urgență. Este structurat foarte bine, consider că spațiul este de ajuns. Încă este posibilitatea să mai adăugați un parc de 2-3 în caz că aveți multiple cazuri. Da, 250-300 de pacienți pe care avem în 24 de ore se umplu de multe ori. Sunt ore întregi în care patul se facă ocupate. Și avem posibilitatea de a trata celelalte urgențe în partea cealaltă, conform ordinul după care funcționăm noi și zicem noi că e bine. Poate putem să reușim să îngemănăm orașul Galați cu Walvis Bay, unde sunt eu, și să facem un schimb de experiență. Și poate chiar ca un premiu pentru persoanele care practică ca lumea, care a făcut ceva deosebit, să fie trimis acolo să lucreze cu noi, aranjăm legal totul, că sunt forme de insurance. Luăm în calcul și chestia asta, am fi onorat să ajungem și pe acolo să dăm o mână de ajutor și să nu uităm că acolo poate patologia cu care ne confruntăm mai rar va fi mai frecventă și condițiile sunt sigur că vor fi mai precare. Și din cauza aceasta, într-adevăr, noi zi de zi ne lovim de tot felul de impedimente peste care trecem. Ne-am încercat să ne vedem capacitatea noastră de tolerabilitate la anumite situații limită. Cu aceeași culoare și cu steagă. Pe care cu mândrie la arată, da? Da. Și cu faceți ani. Asta vreau să subliniez. Era o dorință a dumneavoastră, doamnă? Da, ne-am dorit. Le spuneți celor de acolo din Namibia că sunteți din România? Da, toată lumea știe. În toamna anului 1991, Gabriela Telemann a plecat din România cu fiica ei, Silviana, și cu o valiză în Africa de Sud, la Cape Town. Soțul ei lucra acolo ca inginer la întreprinderea de pescuit oceanic. Gabriela a pornit spre Africa plină de speranță și doar într-un concediu de 3 luni, fără a se gândi că va rămâne acolo pentru totdeauna. Fetița cuplului fusese însă diagnosticată cu diabet insulinodependent. Fetița mea este diabetică în urma accidentul de la Cernobâl, care toată lumea îl știe, dar nu a fost lăsat să-l recunoaște. A făcut o pericardită foarte urâtă, a trebuit să fie evacuată cu medevac pentru că nu se putea transfera cu un avion normal. Iar în timpul în care noi zburam, m-am întâlnit cu echipa era paramedic, era doctor și pilotul care au făcut această evacuare, care vreau să spun, acea dedicație, acea iubire. Am răspuns, nu sunt paramedic, dar am o cultură medicală și cred că pot să fac ceva. Asta era în iulie 1994 și în noiembrie am început să mi-au trimis invitație să încep să lucrez. După care am plecat la Cape Town pentru pregătire. În Namibia, jumătate din populație nu are job, iar Gabriela a înființat acest serviciu de urgență din dorința de a aduce cunoștințe medicale și de igienă în rândul localnicilor. Nu vă puteți imagina nivelul de sărăcie care se găsește acolo și mizerie și acești oameni câteodată intram în câte o colibă unde nu este lumină, nu este ventilație, nu este așa de întuneric și nu vedeai decât niște ochi strălucitori așa în întuneric care se uitau la tine că au nevoie de ajutor. E, la aceste persoane nu le mai poți trimite și invoice-uri și astea, și atunci m-am gândit că pot să
fac un serviciu care să fie valabil la toată lumea. A fost un dream, un vis frumos, pentru că realitatea m-a lovit după vreun an și jumătate, când n-am mai avut bani. Caritatea începe în casă. Dacă ai, dai, dar dacă n-ai, nu dai. Și mă învârteam prin curte și îmi spuneam, și acum ce fac? Că mi-am dorit atât de mult să ajut oamenii și uite că nu pot. Și după aia mi-am zis, Doamne, dacă Tu crezi că are vreo menire și e să fie, Tu să faci treaba asta, că eu nu mai știu ce să fac. Și după aia s-a întors și au început să vină colurile și situația aceea, da, dar nu pot să spun că noi acum suntem stabilizați financiar. Pentru a aduna bani necesari misiunilor de salvare, Gabriela a fost și actriță de ocazie. De multe ori, deșertul namibian a fost platou de filmare pentru producții hollywoodiene. Așa a ajuns să joace în filmul Naufragiul de la Coasta Scheletelor, în care Gabriela a interpretat rolul soției ambasadorului Angliei în Etiopia. Pe platourile de filmare l-a cunoscut și pe actorul Dennis Quaid, cu care s-a împrietenit. Acesta i-a făcut cadou prima mașină de resuscitare. Peste două zile, Gabriela Telemann se va întoarce din nou în Namibia pentru a-i ajuta pe oameni așa cum a făcut-o mereu.